Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la grădina zoologică din Târgu Mureș și, ca de fiecare dată, la început de februarie, vrem să vedem cum este primăvara. Chestiunea este foarte simplă. Dacă ursul va ieși din bârlog și își va vedea umbra, asta înseamnă că primăvara este departe. Dacă ursul va ieși din bârlog și nu își va vedea umbra, înseamnă că primăvara este aproape și va fi una călduroasă. Haideți să descoperim cu toții cum va fi acest anotimp. Vizitorii o să dă drumul la ursul brun, la indivizii urși brun ce avem aici în paddock, iar noi putem face prognoza meteo dacă facem observație, dacă e vizibil sau nu umbra ursului. Tradiția populară zice că dacă în data de 2 februarie este vizibil umbra ursului, atunci primăvara va veni mai târziu, iar dacă nu e vizibil umbra ursului, atunci asta înseamnă că primăvara este în ușă. Noi așa am stabilit că la ora 12, cum este vremea, asta contează, indiferent că acum 10 minute cum era vremea sau cum o să fie peste 10 minute. You
Nu e o mânătie unde de ele. Ne,
Kiriochi. Konklúzió putem szatrágyem, tehát le kell tisztázzuk, hogy milyen idő várható, milyen következtetéseket vonhattunk le a medvék jóslatából. Ha valakinek van ötlete, azt szívesen hallom. Az eső nem lesz, megették. Az esőt megették, tehát ez nem lesz. Ploie a fost mâncată de ei, aztán a semnul că nu o să avem ploaie. O să vedem oare ce înseamnă asta. Aztán meglátjuk, hogy ez mit jelent. Más ötlet, mackózták. Nem látta meg az árnyékát? Nem látta meg az árnyékát? Avazut umbra, sau nu avazut umbra, ursul, ce ziceți? Meglátta, vagy sem a medve az árnyékát 12-kor? Nem. Kezeket fel, aki úgy gondolja, hogy nem látta meg, mâine sus cei care cred că ursul nu avazut umbra în ziua de astăzi. Oké, nagyon jó, optimisták vagyunk. Și ce înseamnă asta? Mit jelent ez? Így van, dacă ursul nu a văzut umbra în ziua de 2 februarie, asta înseamnă că primăvara este la ușă. Ha medve nem látta meg február 2-án az árnyékát, ez azt jelenti, hogy közel van a tavasz. Hát legyen így. Ceea ce am văzut, ursul, primul urs, ursula a atins cutia cu soarele, cu semnul cu soarele. Asta înseamnă că avem dreptate sau o să vedem ce o să fie. Ați tras o concluzie după ziua ursului? La. V-
va veni primăvara sau nu? Odată va veni. Repede sau puțin mai târziu? Păi, la sfârșitul lui martie. Cam așa zice calendarul. Dumneavoastră ați fost de la început la acest eveniment? Da. Și când a ieșit ursul, lumea zice că nu și-a văzut umbra, deci înseamnă că primăvara vine. Se poate. De ce este bine să aduceți, să-i aduceți pe cei mici care deja sunt destul de mari la astfel de evenimente? Păi e interesant, învață lucruri. Copiii au fost și anul trecut cu clasa. De ce i-ați adus pe copii la un astfel de eveniment? Să vadă un pic urșii. Da? Și cum a fost? E destul de bine. Ați tras o concluzie? Primăvara este aproape, e departe? S-ar putea să fie aproape, așa că... Când ați venit, ați văzut că ploua, mai că ningea. Da, și iată acum... că plecați cu soare. Exact. Deci înseamnă că sensul atunci și semnul a fost bun? Cred că da. Cei mici încântați? Da, mai ales băiatul. Cum o cheamă pe fetiță? Jeche. Și pe băiat? Toș. Vă dorim un an nou plin de căldură. Mulțumim frumos, la fel vă dorim și noi. De ce credeți că această tradiție prinde atât de bine? Iată foarte multă lume și, spre bucuria noastră, foarte mulți copii. Deci, esențialul pentru grădina zoologică este ziua ursului, nu și zicala populară, dar totuși legăm că de 10 ani aceasta este prima activitate educațională în fiecare an a grădinii zoologice. Normal. Este legat totdeauna de zicala populară, totdeauna toată lumea vrea să fie cât mai să fie mai activitatea cât mai interesantă și totdeauna toată lumea vine să vadă cum o să fie vremea. Deci eu sper că o să fie foarte curând primăvară, dar asta absolut nu ține legătura cu ziua ursului propriu zis. Ceea ce pot să spun că mă bucur că din cauza, adică cu toate că era ploaie și vreme urâtă, atâta lume a venit și sunt interesați de această activitate. Dumneavoastră, ce ați înțeles după ceea ce s-a întâmplat? Va veni primăvara sau nu va veni? Este foarte interesant, dacă m-ați fi întrebat acum 5 minute, aș fi zis una, acum zic alta, deci nu se poate spune cu exactitate, dar există această zicală populară, după care, în cazul în care ursul vine din bărloc și vede umbra, deci dacă este soare, rămâne iarna, iar dacă este înnorat, atunci va veni primăvara. Dar după cum ați văzut, în 5 minute se schimbă vremea momentan, așa că nu se poate spune nimic. Cam jucăușe animalele și e foarte bine. Da, deci important este că cu această activitate putem să arătăm și vizitatorilor că din când în când facem activități de acest gen, dar nu numai cu vizitatori, dar și fără ei. Deci este vorba de îmbogățirea mediului. Se știe că într-o grădină zoologică animalele au un habitat fără stimul și cu acesta vrem să îmbogățim stimulile ca și animalele să nu stea în ghimilii mele, zic, degeaba. Pe parcursul iernii, urșii au acces la acest loc sau ei stau în partea cealaltă? Da, deci în fiecare zi a anului, deci urșii au acces și în țarcul cel nou, deci de 4-5 hectare, dar ei pot intra și pe partea veche, deci absolut în fiecare zi. Pentru că i-am văzut foarte, foarte curioși când au ieșit, se uitau, erau foarte jucăuși. Bineînțeles, acum urșii au fost închiși din cauza acestei activități, ei în mod regulat stau afară. Cum, dacă vă mai amintiți sau dacă știți, cum a venit ideea cu aceste cutii, cum a venit ideea și cum îi atrageți pe urși în această tradiție? Deci, prima dată, cum am zis, că facem în fiecare săptămână, aproape fiecare zi, ceva de îmbogățirea mediului pentru, nu numai pentru urși. Această activitate face din parte din cadrul acestei activități a grădinii zoologice. Normal, în cutiile nu sunt goale, în cutii este mâncare și de aceea este atrasă de animale. În plus, este ceva nou pentru, de exemplu, acum pentru urși. Normal, când vin afară, văd ceva nou, hai să vedem ce este cutie, eventual, dacă este și mâncare, atunci normal că încearcă să desfacă și să mănânce. Ce le-a spus acum? Momentan sunt niște semințe, cucuruz, deci în mod normal ar fi pus
carne crudă, dar nu este un obicei să punem carne crudă, că atunci se imbibează și hârtia, și sfoarele, și atunci sunt mâncate de animale, și care nu este bun. De ce credeți că urși atrag zi de zi, an de an, foarte mulți oameni, ia uite, deja energie totală, foarte mulți oameni aici și sunt un punct de atracție, urși în general? Deci, acum vorbesc din partea grădinii zoologice, fiindcă se știe că în țară suntem plini de urși, ca și în oraș, în străzi, din păcate, umblă urși. Aici, în grădina zoologică, este momentan cel mai mare animal autohton și totuși, ursul este ursul, deci aici nu avem ce comenta. Da, urșii atrag tot timpul vizitatorii și atunci când dorm sau sunt, să zic, în pauză de relaxare. Da, surpriză pentru vizitatori în 2020 la grădina zoologică din Târgu Mureș? Da, pot să spun că vor fi, atâta. Nu dezvălu niciodată surprizele, dar o să știți când o să fie. Deci va mai păstra cu siguranță calitatea de cea mai bogată grădină zoologică și cea mai frumoasă din țară. Facem tot posibilul, cu toate că eu nu concurez niciodată cu colegii din țară. Un mesaj pentru telespectatori, că sunt mari, că sunt mici, vis-a-vis de grădina zoologică din Târgu Mureș? Deci, noi suntem deschiși în fiecare zi a anului, indiferent că plouă, că este zăpadă sau este zi de sărbătoare, și așteptăm și pe cei mici și pe cei mari în fiecare zi. Dragi telespectatori, i-ați văzut pe urși, jucăuși și plini de viață. Ați văzut de asemenea că nu și-au văzut umbra, semn că primăvara este foarte aproape. Dacă atunci când am venit la grădina zoologică din Târgu Mureș, ploua, cam în 5-10 minute vremea s-a schimbat total, iar ursul ne-a anunțat că primăvara va fi una călduroasă. Rămâneți alături de programele noastre, toate cele bune, la revedere!